Suntem aici alături de Otilia. De Otilia, căruia îi mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult, este o fată extraordinară care a cântat fiecare piesă alături de mine. Vă rog frumos să-i dați follow pe Instagram. Aveți pagina ei pusă chiar acum pe ecranul ăsta, așa că să-i dați follow, pentru că are un fanpage extraordinar de frumos. Să-i dați follow acolo, pentru că e o fată extrem de frumoasă. Îi mulțumesc mult de tot, ești convingătoare. Și să nu uiți că nimic nu e imposibil. Nimic nu e imposibil. Avem echipă, avem valoare, avem echipa cea mai tare să mă arăt Jacksona. Băi, băieți, am luat permisul înapoi. Uitați-mă ce frumos este picatul. Băi, frate, deci nu-mi vine să cred că în sfârșit mi-am luat permisul înapoi. După două luni putem și noi să conducem. Pot să mă urc la volanul propriei mele mașini. Băi, sunt foarte, foarte, foarte fericit. Și acum, băi, mă, credeți că parcă nici nu vine să mă urc la volan, nici de până la cam, nu știu. Adică mi se pare așa, mi se pare că n-am voie, mi se pare că sunt un copil de la de 17 ani care n-are încă permisul și nu poate să urce. Dar uitați-mă, uitați-mă, este chiar aici. Sunt foarte, foarte fericit. Astăzi va fi o zi lungă, rău de tot, avem și concert. Băi, frate, nu știu, am o stare extrem de bună. Ne începem ziua puternic, rău de tot, pentru că e dimineață. Mi-a reglat și programul de somn. Acum picantul vostru se urculcă frumos la 11-12 noapte și se trezește dimineața. Sunt foarte, foarte fericit. Și hai să ne urcăm, uite, la clasă. Să vedem care e treaba cu băi, ești de bun la cap, deci nu mai vine, ești de bun, mă știu. Ești de bun la cap, accelerați astea pedale, oglinzi, trebuie să așezăm totul și băi, frate, hai să mergem la drum, că e o zi lungă, rău de tot, ce avem mult de condus. Astăzi ne intrăm în mână, astăzi până la finalul zilei, gata, conducem 1000 de kilometri, hau. Ne-am spawnat direct în benzinărie, pentru că am fost până la București, eu mă filmasem de la Târgoviște, că acolo am fost să-mi iau permisul înapoi, mamă, deci sunt așa de fericit, încă fericirea asta cred că o să se mențină. Încă o să săptămână de acum încolo, sunt așa fericit. Și de la Târgoviște a trebuit să mergem până la București să le luăm pe dansatoare, să luăm pe Ștefănuț, pentru că vedeți că calitatea e altfel. M-am filmat cu telefonul acolo, n-aveam ce să fac, dar trebuia să imortalizez momentul ăla, că se vedea fericirea mea pe față. Și uitați-vă și voi, fraților, ce înseamnă să pleci la un concert două zile, frate. Uitați-vă și voi aici. Să mă moară Jacksona dacă nu. Băi, ce se întâmplă? Și vreți să jucați ceva? Vreți să vedeți ceva piantră aici? Bă, portbagaj de SUV. Bă, s-a închis. Băi, magie pe vlog, băi, deci vă jur că până acum portbagajul nu se închidea, efectiv nu se închidea, frate. Și acum s-a închis pe vlog pentru prima dată, deci de bun la cap. Oficial, ăsta este primul concert la care conduce picantul. Am emoții, sincer să fiu, este primul festival din viața mea, pentru că mergem să cântăm la un festival. Iar al doilea concert o să fie pe stadion, frate. Deci experiența din weekendul ăsta o să fie total altceva și priviți partea bună, vă iau cu mine. Nu uitați să lăsați și voi acolo un like și un comentariu dacă vreți să mai vedeți vloguri de genul ăsta. Hai în mașină să-i dăm către Râmnicu Vâlcea. Și am ajuns și la Râmnicu Vâlcea, a fost un drum excepțional de bine, m-am simțit extrem de bine să conduc. Și uitați-vă și voi cât bagajul mi-am luat eu pentru două zile. Dar am scuză pentru că o să cântăm și la Râmnicu Vâlcea și la Brașov. La Brașov tind să cred că o să fie mai friguț, iar la Râmnicu Vâlcea e cald de mor. Și mi-am luat și pentru uz casnic, mi-am luat și pentru scenă, atât scurte cât și groase. Să avem din belșug plus feon, alte chestii de ale mele pentru păr, ai multe lucruri. Și uitați-vă și voi, au rezultat în bagajul ăsta mare. Uitați-vă și voi la ce hotel frumos ne-au cazat cei de la Willows Music Festival, cărora le mulțumim mult, rău de tot. Să vedeți niște cadre excepționale de la festival. Abia aștept să cânt, am și emoții, dar sunt niște emoții constructive și foarte, foarte binevenite. Hai să ne cazăm, să vă facem și un tur al camerei. Era doar să spun asta și hai să mergem. Gata, guys, am intrat în hotel, am luat cartelele fetelor. Dacă mai vorbiți, înnebunesc, pentru că am mare nevoie la toaletă și trebuie prima dată să facem un review. Dar nu sunt singurul care are nevoie la toaletă. Și Teodora aici de față are nevoie la toaletă și încerc să trag de timp, în ciuda faptului că și eu explodez, dar atenție, aceasta este o cartelă. Haideți să facem un tur. Deci asta ce e? 5-0? Hai să vedem. Ia, verde? Hai să vedem care este treaba aici la Vâlcea. Bam, 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 bam. Haide, Ștefănuț, nu te sfii. Bă, arată foarte, foarte bine camera. Este top, rău de tot. Avem aici un pat dublu. Mai avem aici un pat solo. Mobilă frumos de lemn. Nu știu pe mine, nu știu pe voi, dar pe mine lemnul mă încarcă, frate. Eu vreau să am foarte mult lemn în casa mea. Avem aici pentru bagajel, să punem frumos bagajul. Avem un televizor mare. Ceai, cafea de dimineață. Telefonul room service, bam, bam, bam. Și uitați, view, frate, uitați-vă ce view bomba au. E geamul mic, dar view-ul e super, super tare. Vezi acolo, bam, 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 niște blocuri, niște munți, niște astea. Avem un free view foarte, foarte mișto. Este o cameră excepțional de tare, îmi place. Acum hai să ne schimbăm, să ne aranjăm pentru festival și să mergem să facem ceva tare concert. Cum v-am bine obișnuit? Gata, guys, ne-am îmbrăcat puternic, rău de tot de concert. Avem nebunia asta de complet de la Beru, care îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și am cam abuzat din ultima perioadă, dar asta e, frate, mă îmi place rău de tot.
cum arată și nu l-am băgat niciodată la un concert, așa că vreau să mă vedeți așa îmbrăcat cu Adidas ăștia frumoși, roza tot, tampara, Jackson, dacă nu. Și acum mergem, înfulecăm și noi ceva jos, după care îi dăm direct către scenă, facem o probă de sunet și ne întâlnim cu picanții. Ne întâlnim cu picanții și cu oamenii care nu sunt picanți, dar sperăm să devină picanți după prestația mea concertistică, pentru că îmi doresc să adun cât mai multă lume de toate vârstele care să-mi asculte muzica, pentru că în curând picantul vostru preferat vine cu niște piese care bombă rău de tot. Gata, guys, suntem în formula completă, îi dăm, o să facem cel mai tare concert aici la Vâlcea, fiți pregătiți, că nu sunteți pregătiți, hau mau, cică, cică, mama, mama, să ne urcăm în mașină să mergem la Wheel of Music Festival. Guys, am ajuns la Wheel of Music Festival, la Râmnicu, Vâlcea, ne pregătim să intrăm pe scenă, facem cel mai tare spectacol, house, nebunie, maxim rău de tot, hai pe scenă! Vă rog să ne permiteți să-l invităm în scenă pe unicul, doamnelor, domnilor, Antonio Pican, Picas, Wheel of Music! Am venit să mă distrez, Râmnicu cu Vâlcea! 1, 2, 3, să la cine! Nu-mi treabă cum fac banii, prietenii și dușmanii. Vreau la 3, cea mai mare gălăgie, să vă pună în centrul orașului. Credeți că reușim? Ok, hai, cel care a zis nu, o să vezi tu. Hai, la 3, da? 1, 2, 3! Așa mai merge Râmnicu Vâlcea! Și am următoarea piesă pe care sper să o cântați cu mine. Nu știu dacă o știți, dar s-ar putea să o știți. Deci dacă o știți, unde și e mai tare și cobor lângă voi să vă dau microfonul. Hai să vedem dacă o știți. Doi cu piesa Tizule! Yo, yo! Ați venit să vă distrați Râmnicu Vâlcea, să mă văd cum dați frați mânuțele, da e! Sunteți uimitori, deși sunteți puțin, uite, mai se strâng câțiva oameni. Hello guys, suntem la Râmnicu Vâlcea, la Wheel of Music Festival. Și e cea mai tare atmosferă! Gata, fraților! Băi, am o piesă foarte, foarte frumoasă pentru voi. E o piesă foarte, foarte specială pentru mine și sunt 100% conștiți. Hai! Am sufletul în cioburi, cioburi, cioburi de iubire, cioburi și cântați cu mine! Iubirea mea a fost suficientă, să mai fost o mântră exigentă, orice ar fi, sper că cerul cu mâncea! Cioburi, cioburi de iubire, îți-aduce aminte, cât te-aș aminte. Cum te faci tu așa, de mă ia cu inima, unde ai învățat să te miști așa? V-am plăcut piesa asta? Ați sărit puternic? Am văzut și eu, s-a cutremurat un pic. Mă rog, trecem mai departe, azi dăm fila. Băi, am o piesă, m-am dat la fiecare piesă, zic așa. Până la final, când la final, să facem toți liniște și o să cântăm puternic rău de tot, da? Până atunci, ia să mă duc eu la cineva de pe aici pe scenă. Că mie îmi place așa, conceptul să-l văd ca o poveste. Ia să mă duc aici pe scenă, să întreb domnul Tizo. Ia să-i domnul Tizo, cum au fost copiii, părinți, au fost cominți? Foarte, foarte. Cât de cuminți am fost? Și merită o piesă bombă? Merită. Merită o piesă bombă, 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 bombă! Hai să strigăm tare. Râmnicu Vâlcea! Râmnicu Vâlcea! Câte pe piesa asta, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Știți piesa? Arată-ne cum dai din... Să pocești cu fiecare... Nu-ți crede pe piesa asta ca pe Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena.
sunteți fenomenali. Sper că am început bine seara. Vă rog o seară frumoasă în continuare. Distrați aici la Willow Music Festival și ultima dălăgie. Dălăgie! Vă pup! Anda! Hai, vino! Te rog! Unde se intă Ramona, dar așa este marșul la unul dintre cele mai tari festivaluri ale anului. Chiar aici, la Râmnicu Vâlcea. Cel mai tare. Cel mai tare, ia uite, mi-a zis Antonio că sunt cu Antonio Pican, domnilor și domnilor. Și să știi, uite... Am fost puternic pe toți, sunt de cei mai tari. A fost o atmosferă incendiară, este în continuare și va fi cel mai tare festival ever. Ai făcut o super atmosferă, lumea s-a bucurat. V-ați bucurat? Da! Gata concertul, suntem morți de foame. A fost extraordinar. Will of Music Festival a fost primul meu festival. M-am simțit extrem de bine cu voi. Sunteți cei mai extraordinari. Ați făcut o atmosferă incendiară. Mâine ne vedem la Brașov cu picanții, picanții brașoveni. Prima dată în Brașov pentru mine, cum a fost și prima dată în Vâlcea. Lumea crede că eu am la bord zeci de sute de mii de ioane de concerte, dar real vorbind, tocmai făceam un referendum cu dansatoarele, cu Tizu. Zic, bă, la câtelea concert a fost? Și jur că nu cred că am trecut de 10 concerte. Avem 10 concerte, cât avem? Mai puțin de 10 concerte marca Antonio Pican. Și uitați-vă câtă lume frumoasă se strânge la concerte. Uitați-vă cât ce atmosferă frumoasă facem. Și asta e doar începutul, pentru că scoatem niște piese bombă rău de tot și o să fie fenomenal. Guys, de la Vâlcea ne-am teleportat în sâmbăta de sus. Aici e un vibe nemaipomenit, suntem înconjurați de natură, uitați-vă, deci peste tot unde te uiți, suntem înconjurați de brazi de natură, frate, e un vibe extrem, extrem de frumos, este cald afară, este soare, ne pregătim de un super mega concert în Victoria, pe stadion, o să fie bombă rău de tot, sper să ne strângem acolo câți mai mulți oameni, să cântăm, să ne distrăm, să fie bombă, suntem cazați la pensiunea Miruna, eu am mai fost cazat aici și sunt niște servicii de înaltă calitate, îmi place, arată foarte, foarte bine și îmi place, nu știu, vibe-ul ăsta, zici că am venit în vacanță, zici că n-am venit la concert, efectiv, ne-am luat bagajele, mergem în cameră să vă fac și vouă un room tour, așa cum v-am bine obișnuit. După care ne facem un dușuleț, mergem să mâncăm ceva și ne pregătim de concert. Hai cu mine. Efectiv zici că suntem cu excursia cu școala. În față este domnul Tizanu cu bagajele. A rămas doar cu o singură dansatoare, guys. Cealaltă dansatoare ne-a părăsit, a trebuit să plece de urgență la București pentru că s-a întâmplat un eveniment neplăcut și a trebuit să plece, dar se va întoarce pentru evenimentul din seara asta. Și da, hai să vedem cum e camera, că vreau să văd dacă au dat upgrade băieții de la pensiunea asta Miruna. Gata, guys, am ajuns la cameră. Hai să vedem ce ne așteaptă. Puternic, hai să luăm bagajul ăsta de 400 de zile. Băi, fraților, arată bombă rău de tot, paturile, ia uite ce paturi puternice avem aici. Este vorba despre o triplă. Mă, ce pat frumos, frate, și nebun la cap așa, pe royalitate, pe regalitate, pe din asta, pe nebunie, arată bine rău de tot. Avem aici și televizor. Băi, eu de obicei nu prea folosesc televizorul când merg așa, dar să știți că la Vâlcea când am fost, chiar am folosit televizorul, m-am uitat așa, cred că 10 minute la un film după Netflix, dar după m-a luat somn. Sâmbata de sus este o localitate plină de mănăstiri, este o localitate foarte, foarte religioasă, oamenii de aici sunt foarte religioși și uitați-vă că am primit și o cărticică de biserică, frate, foarte, foarte frumoasă, cu niște rugăciunile dimineții. Nu știu dacă cărticica a fost lăsată aici ca să o luăm noi, chiar o să întreb la recepție pentru că sunt foarte curios, dar mi se pare un gest foarte, foarte frumos că oamenii de aici îndeamnă oamenii să se roage, îndeamnă oamenii către Dumnezeu, să se apropie mai mult către Dumnezeu, mi se pare foarte, foarte, foarte frumos acest lucru. Intrăm la duș că suntem transpirați de pe drumuri de pe astea, după care mergem să mâncăm că nu mai pot de foame. Și mâncarea de aici este extraordinară. Și bine când cu trei țara asta și deja știi unde ai venit, știi ce mâncare ai. Nu ai parte de surprize neplăcute, dar câteodată ai parte și de surprize plăcute. De ce bine să experimentezi? Ia stai mă să vedem și băița. Ia să vedem aici ce. Băi, scrie și băița nu era. Dușul pe care îl iubesc, eu nu vreau să am la mine în casă, cadă. Deci nu sunt cu cadă, sunt cu dușul, frate. WC-ul. Băi, este foarte mare, foarte spațioasă. Este kind of modernă, stăm în niște condiții foarte bune, mulțumim mult de tot organizatorilor. Haideți să ne pregătim pentru concert, pentru că o să fie bombă rău de tot. Nu știu de ce am un vibe, o să fie foarte, foarte multă lume și trebuie să intrăm în ritm puternic. Cam ăsta este outfit-ul de astăzi. Suntem pregătiți, suntem forță, presimt că o să fie ceva tare rău de tot. De mult timp îmi doream să cânt în județul Brașov, pentru că am foarte, foarte mulți picanți din Brașov. Băi, abia aștept să vă văd, să vă cunosc, să vă cânt acolo, să ne distrăm, să dansăm, pentru că mie îmi place să fac hype oriunde mă duc. Nu-mi place să am un concert care să fie liniștit și așa. Băi, frate, ori facem nebunie, ori facem haos, ori nu mai vin deloc. Nu știu dacă e o perioadă din viața mea sau dacă ăsta este stilul meu, însă, băi, mie chiar îmi place să fac haos. Ajungem în 10 minuțele. Intrăm direct pe scenă.
și luăm cu asalt județul Brașov. Până ajunge la concert o să tot continui să laud acest minunat peisaj acompaniat de acest frumos Golden Hour care mă sparge, dar nu mai pot efectiv Golden Hour de acolo. Numai natura peste tot, munții aceia din spatele meu pe care nu știu dacă îi vedeți, dar efectiv, Doamne, Doamne, ce îmi place, frate. Mi se pare că avem o țară extrem de frumoasă care trebuie să fie mai apreciată, frate. Mi se pare foarte, foarte underrated țara noastră. Gata, guys, am ajuns la concert. Este o atmosferă incredibil de tare aici. O să ne simțim bine, o să cântăm, o să facem atmosferă frumoasă. O să fie tare rău de tot. Bufă panicarile, tentamentul cu pietre canină. Contează tot să imprimă portofelul e bancomat. Așa-mi place să dau moda fără număr, fără număr. Yo! No, de ce trebuie, dar ce e asta? Doar atât puteți victoria! Merge. Băia, voi aveți un nume foarte, foarte frumos. Victoria, astăzi niște învingători. Trebuie să fiți învingători și la nivelul de strigă, știți? Deci eu când am umblat țara asta în Șilac, am auzit multe, multe voci puternice și mai slăbuțe. Dar voi cred că sunteți cei mai puternici de până acum. Eu așa cred. Și dacă ați venit să mă distrați în seara asta, pentru că este ziua orașului vostru, dacă ați venit să mă distrați, vreau să facem cea mai mare gălăgie din istorie. Și pentru cei care știu piesele și le cunosc versurile, da? Vreau să cântați alături de mine. Hai! Pica! Victoria e cei mai tari oameni! Vă iubesc pe toți, sunteți geniali! Vă iubesc, Victoria! Copii incredibili, aplauze pentru părinți, pentru că au niște copii incredibil de frumoși, pe care îi iubesc mult și știți, îi iubesc mult și le mulțumesc mult, în mod special părinților, vă mulțumesc mult de tot că mă urmăriți, vă iubesc mult și în încheiere facem un pic de gălăgie înainte, hai un pic de gălăgie! Și Antonio, îți mulțumim încă o dată, cu respect ne-nvină! Mulțumesc mult de tot! Vă pup!
Suntem aici alături de Otilia. De Otilia, căruia îi mulțumesc foarte mult că a bătut atâta drum tocmai de la Tecuci. Tocmai de la Tecuci au fost la Tecuci, după la București și după de la București au venit fix la Victoria. Îi mulțumesc mult, este o fată extraordinară care a cântat fiecare piesă alături de mine. Îi mulțumesc mult mămicii, care este o învingătoare în adevăratul sens al cuvântului și are un copil minunat și extrem de frumos. Vă rog frumos să-i dați follow pe Instagram, aveți pagina ei pusă chiar acum pe ecran, ați așa să-i dați follow pentru că are un fanpage extraordinar de frumos. Să-i dați follow acolo pentru că e o fată extrem de frumoasă. Îi mulțumesc mult de tot, ești învingătoare și să nu uiți că nimic nu e imposibil. Nimic nu e imposibil! Vă pupăm și vă iubim mult de tot și o respectăm pe mamă pentru că îi îndeplinește toate dorințele și că e o mamă model, așa să fie toți părinții. Îmi fac eu cu al meu, da? Hai! Hai! Mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet, sunteți cei mai tari, mulțumesc! Vă pup! Chiar acum, în acest moment, o voi suna pe mama Otiliei. Doamne, doamne, deci o femeie superbă. M-a emoționat, deci în mașină m-aveam puțin să plâng. N-am conștientizat lucrurile pe moment, dar le conștientizez acum. Și sunt doar extrem de fericit că am avut tot pe Alo, să rămână, ce faceți? Mama Otiliei? Mama Otiliei. Antonio sunt. Am vorbit cu doamna să ne dea o cameră. Ok. Și am plătit o cameră aici. Cum adică ați plătit o cameră aici? Am găsit o cameră aici. Păi și ați plătit-o deja? Nu. De nu, nu, o plătesc eu. Nu, 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 nu. Deci nu. În ce cameră stau eu? 7. Fiți atentă, doamnă. Camera 7. Îi spuneți că stă cineva în camera 7. Deci, deci când vă decazați, o să fie camera deja plătită, da? Vă rog frumos, insist. Vreți să mă supărați? Perfect. Atunci de dimineață când plecați, nu trebuie să plătiți niciun leu. E camera luată de mine deja, da? Nu mă împovărați cu absolut nimic, doamnă. Sunteți extraordinară și asta e tot. Nu fac lucrul ăsta pentru absolut nimic. Aveți o fată specială, să știți, și simt eu să fac lucrul ăsta. Atâta tot. Nu aveți de plătit nimic. Eu personal, după ce mănânc, o să mă duc și o să plătesc camera, da? Stați liniștită. Vă pup și vă mulțumesc din suflet, să rămână. Deci da, am rezolvat și cu cazarea. Mă bucur foarte mult. Aveți multe de învățat de la această fată și de la toți oamenii care sunt în aceeași situație ca ea, o situație mai delicată, mai specială, care o situație din care ar trebui să învățăm multe și pe care ar trebui să o susținem din toate punctele de vedere dacă avem ocazia. Așa că, da, ne vedem cu vlogul. Bună dimineața. N-am mai avut timp să filmez aseară absolut nimic pentru că eram prânz, efectiv eram prânz, însă vreau să vă spun că ați fost minunați brașovenilor, cei din județul Brașov, de fapt. Noi am fost în Victoria, și ar trebui să vă numesc victorioșilor, pentru că așa v-am zis mereu în timpul concertului și am văzut că v-a plăcut. Acum trebuie să ne grăbim, trebuie să plecăm. Este dimineață, este 7 dimineața. După un concert să te trezești la 7 dimineața, mai greu, dar asta este, nu avem ce să facem. Povestea de aseară cu Otilia, fata în cărucior, ar trebui să ne impresioneze pe noi toți. Aseară mama Otiliei, fata în cărucior, mi-a spus că pentru ei venirea la concert a fost foarte, foarte mega spontană și oamenii, pentru a-și vedea copilul fericit, nici măcar nu i-a mai interesat că nu au cazare, că nu a mai contat nimic pentru ei, a contat decât fericirea fetiței lor și asta îmi face pur și simplu pielea de găină. Deci efectiv m-a dărâmat, m-a învățat foarte multe lucruri și m-a făcut să apreciez mult mai mult fiecare lucru pe care mi-l oferă Dumnezeu și consider că dacă pe mine bunul Dumnezeu m-a ajutat, trebuie să ajut și eu mai departe, așa că am făcut tot posibilul ca ea să rămână fie cât mai aproape de mine, pentru că s-a simțit foarte, foarte bine. Am reușit să rezolvăm cu cazarea fix lângă mine. Aseară ne-am revăzut după concert, am mâncat împreună și sper că puținul timp petrecut împreună a contat și că a făcut-o puțin mai fericită. Otilia are și un fanpage pentru mine care postează mai mereu, v-am și pus pe ecran mai devreme, dar vă las și aici pagina ei de Instagram să-i dați un follow pentru că ați face foarte, foarte fericită. Venirea lor la concert a fost extrem, extrem de spontană. Ei nu se așteptau să ajungă tocmai până la Brașov astăzi, de fapt ieri, însă am încercat și eu să ajut tot ce s-a putut și nu știu, frate, aș fi făcut orice pentru ea ca să îi mai văd zâmbetul ăla de la concert pe
tip, frate, se vedea că este fericit. Și mă bucur că Dumnezeu mi-a oferit ocazia de a face oameni fericiți, de a le aduce zâmbetul ăla pe chip. E un lucru foarte frumos, e un dar cu adevărat și nu pot decât să vă mulțumesc vouă că sunteți alături de mine, că apăsați acolo pe butonul de like, că lăsați foarte multe comentarii, sunteți niște oameni complet minunați. Pentru asta vă mulțumesc și până data viitoare. Ne vom vedea pe YouTube și pe Instagram și pe TikTok. Vă pup, pa, pa!